Ce înseamnă acest premiu pentru dumneavoastră? Înseamnă foarte mult. Înseamnă că ceea ce am făcut până acum am făcut bine. Am reușit să vă fac pe voi să mi acordați acest premiu. Vă mulțumesc și sper ca la anul să-l câștig din nou. Mai aveți loc de trofee atât noastră cât și Ana Maria? Da, în momentul când pui suflet, în momentul când îți dorești, în momentul când ceea ce faci, faci cu suflet și vrei să faci performanță, atunci vin și rezultatele. Cred eu că este un lucru normal în momentul când ai performanță. Asta e secretul dumneavoastră, că puneți pasiune în ceea ce faceți? Cred că acest lucru trebuie să-l facă toți. În momentul când faci ceva, să faci cu dragoste, să faci cu pasiune. Nu numai eu. Cred că toți care vor să facă ceva în viață trebuie să pună suflet. E o mare mândrie să vedeți fost jucători de noastră premiați și ei în număr mare. Normal că este. Mă bucur enorm de mult și sunt foarte fericit, mai ales că majoritatea dintre ei am crescut împreună cu ei. Am avut parte de foarte multe satisfacții și mă bucură foarte mult acest lucru. Toți jucătorii Stelei spuneau că veți reuși la Al-Hilal, ce ați reușit la Steaua. Vă bucură lucrul ăsta? Sigur că mă bucură, numai că este o altă situație. În momentul de față am pierdut un trofeu foarte important. Este o situație mai dificilă, dar sunt sigur că până la sfârșit o să reușim. Vi-l doriți pe Lucian Sân Mărtean alături de noastră sau pe vreun alt stelist? Când vom avea prilejul să vorbim și vor fi perioadele respective, atunci o să vă spun. Dar e Lucianu Sân Mărtean un adevărat magician, cum se spune? Este unul dintre cei mai... De fapt, este cel mai bun jucător din România în momentul de față și cu siguranță, dacă nu va ajunge la Al-Hilal, probabil că va ajunge la o echipă foarte mare. Mai poate cineva să-i pună probleme Stelei în lupta aceasta pentru titlu? Nu, și acest lucru l-am spus și acum un an. În următorii 2-3 ani, Steaua va conduce fotbalul românesc. Ce șansele dați în meciul cu Alborg? Acasă au făcut 6-0, fac același lucru și în deplasare? Va fi un meci dificil, dar eu îi cunosc foarte bine pe jucători și îmi doresc enorm de mult ca ei să reușească să califice echipa în primăvară europeană. Câștigă domnul Regecamp meciul din 1 decembrie, toată lumea vorbește despre acel duel cu dumneavoastră și domnul Pițur. Eu îmi doresc enorm de mult. Va fi un meci dificil. Noi avem foarte mulți jucători la echipa națională. Sper să toți să fie sănătoși și sper să câștigăm meciul de pe 1 decembrie.